Ministre Roman. Intervenția mea va fi foarte scurtă din două motive. În primul rând, pentru că cei care au vorbit înaintea mea au spus în esență tot ce trebuie spus despre acest roman. Și în al doilea rând, pentru că ori de câte ori vorbesc în public, îmi amintesc, când vin în minte, cuvintele marelui scriitor spaniol baroc Gracian, care spune: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Ceea ce e bun, dacă e scurt, e de două ori mai bun. Prin urmare, aș începe cu aceste cuvinte atât de simple și adevărate ale lui Gabriel García Márquez, care spune: a traduce este forma cea mai profundă de a citi. Și deci ar trebui să urmeze niște comentarii extrem de personale. Totuși, găsesc că este mult mai semnificativ ca să vă redau foarte puține mărturii ale scriitorului însuși și iată de ce. Dar înainte de a explica iată de ce, aș dori să felicit editura Humanitas pe Denisa Comănescu, directoarea editurii Humanitas Fiction, sau serii Humanitas Fiction, pentru extraordinara idee de a deschide o serie de autor acestui excepțional și original scriitor, o serie care conține opera sa fundamentală, cele trei romane, Tunelul despre eroi și morminte și cartea pe care o inaugurăm acum, și îi mulțumesc Denisei că mi-a dat ocazia să traduc aceste extraordinare, eu nu le-aș numi ca codopere, chiar pe un adevărat înțeles al cuvântului. Spuneam deci că Ernesto Sabato a fost obsedat de această carte. Spune: atât de frumos este cartea care m-a sfâșiat ani în șir. Și bineînțeles este o carte dificilă pentru cititor, căci nu am vrut să fac niciun fel de concesie facilului și demagogiei. Pe mine ca traducătoare m-a marcat foarte puternic această carte, a constituit pentru mine o experiență nu numai literară, ci și, aș spune, existențială, pentru că încercând să transpun în limba română demersul autorului, am vibrat împreună cu Sabato, înțelegându-l atât de bine în mărturiile lui. Iată, spune: orbirea m-a fascinat mereu și sinistru, iar în ultimele trei romane apare ca o problemă esențială, este sugerată în Tunelul, primul roman, culminează în Despre răi și morminte și reapare ca o interpretare ambiguă în Abaddon Exterminatorul. Acest roman, Abaddon Exterminatorul, este o adevărată cheie de poltă pentru romanele anterioare, refăcând acțiuni pe care personajele nu le dusese pe la ultima lor semnificație. Închide întreaga lume, cuprinde întreaga lume, prezentând problemele fundamentale ale condiției umane în epoca modernă. Este și o lungă meditație asupra literaturii și artei în general și a romanului în particular, asupra funcției și problemelor creației artistice. Dintr-un punct de vedere teoretic, este un metaroman. Din alt punct de vedere personal, este pentru Sabato o tentativă de a-și reevalua propria producție romanescă, poate chiar despărțirea lui de lumea literelor. În apogeul grandorii sale, această vastă operă totalizatoare exprimă la cel mai înalt nivel întreaga artă sabatiană și profunzimea investigației sale existențiale. Când cel de-al cincilea înger al Apocalipsei se năpustește cu forța unui uragan sumbru și devastator, cititorul pătrunde în lumea cea mai fascinantă și înfricoșătoare a literaturii argentiniene. Abaddon Exterminatorul este un demers oniric, vizionar și prevestitor al timpului nostru, care i-a adus lui Sabato faima de poet al Apocalipsei și de martor al infernului.
totuși, deși viziunea aceasta pesimistă și sumbră este cea dominantă, așa cum mărturisește autorul și închei cu această confesiune a lui Sabato, este luminoasă, spune, chiar dacă viața ar fi în totalitatea ei îngrozitoare, ceea ce nu e adevărat. Întotdeauna va exista consolarea unui paradis pentru cei în stare să-și ducă viața pe acest pământ cu generozitate, credință și speranță. Vă mulțumesc! Le mulțumesc invitaților mei din această seară, vă mulțumesc dumneavoastră și aș încheia adăugând un singur lucru. Sabato a fost obsedat de infernul dictatorii lui Peron, da? A fost obsedat însă și de greșeala lui, marea lui greșeală din tinerețe, comunismul și faptul că a fost înșelat de Uniunea Sovietică până a asistat la o conferință la Bruxelles unde și-a dat seama despre ce e vorba. De fapt, prin acest roman, prin îngerul Abaddon, el încearcă să se mântuie de acea greșeală pe care a făcut-o în tinerețe. Poate să fie și o posibilă interpretare și acest roman poate fi citit și în cheia, să-i spunem, infernului dublei dictaturi. Vă mulțumim!